Cosmote te invită să descoperi ultimele tendințe în business. Urmează Business Express. Bine v-am regăsit la Business Express. Ieri Banca Națională a luat noi măsuri pentru relansarea creditării și, pe lângă reducerea dobânzii cheie, a decis și diminuarea rezervelor minime obligatorii. Vom discuta despre acest subiect, dar și despre cât de atractivă va mai fi economisirea în lei, împreună cu domnul Iosif Pop, economist. Bună ziua, domnule Pop! Bună ziua! Pentru început vă propun să explicăm ce sunt aceste rezerve minime obligatorii pe care poate mulți dintre români nu le cunosc, nu cunosc semnificația lor. Deci, când eu, ca cetățean, mă duc la bancă și îmi creez un depozit, o disponibilitate, fie la vedere, fie la termen, banca respectivă la care m-am dus e obligată ca o parte din bani, în limitele procentuale prevăzute distinct pentru lei, distinct pentru valute, să le stocheze la Banca Națională, ca o sursă, dacă vreți, de siguranță pentru cazul în care banca ar fi în pericol sau depozitul în sine ar fi în pericol. Banca Națională, sigur că plătește acești bani, dar îi plătește la un nivel procentual foarte jos. Media dobânzilor pe piață și chiar sub acea medie. Și asta înseamnă că, de fapt, Banca Națională dobândește temporar proprietatea unor bani pe care îi plătește cu un preț jos, dar creează o siguranță în sistemul deponenților. Asta ar fi, dacă vreți, explicația pe care să o văd în folosul deponentului. Există și o altă explicație care este în folosul sistemului bancar, și anume că lichiditatea pe care o are Banca Națională în piață și pe care băncile o pot folosi în anumite condiții, este asigurată din aceste rezerve minime obligatorii. Și s-a văzut că în perioada de criză, sistemul bancar românesc n-a suferit din cauza că Banca Națională, deținând o rezervă minimă obligatorie și la lei și la valută suficient de consistentă, a reușit să rezolve lucrurile în timp și de, să zicem, în bune condiții. De ce este important reducerea acestora? Este prima reducere a rezervelor minime obligatorii din 2011, dacă nu mă înșel. Este, sigur, succesiv s-au produs mai multe reduceri, dar nu au mers în pas cu reducerile de dobândă de referință. De ce se eliberează aceste rezerve minime? Pentru că socotește Banca Națională că riscul scade. Și în momentul în care riscul scade, și nivelul rezervelor minime obligatorii scade. Concomitent, în momentul în care pui o dobândă mai jos în piață, ca indicativ de comportament pentru bănci, le dai posibilitatea să aibă și o lichiditate suplimentară pe care să o plaseze. Pentru că în momentul în care eu, ca agent economic, văd că dobânda la lei a scăzut, mă duc și încerc să obțin un împrumut bancar mai ieftin. Dacă banca nu are lichiditate în acel moment, discuția este sterilă. Adică mecanismul nu funcționează. Da, ce se va întâmpla cu acești bani care vor intra în conturile băncilor în urma deciziei BNR de reducere a rezervelor minime obligatorii? E vorba de aproximativ 4 miliarde de lei și 500 de milioane de euro, după cum a declarat guvernatorul. Cu certitudine că o bună parte, și asta declarația am văzut-o și la domnul guvernator, va pleca din această sumă spre băncile mamă, o bună parte din această sumă, pentru că au fost credite refinanțate de la băncile mamă și cum majoritatea depozitelor românești, fie în euro, fie în lei, fie în dolar, sunt la bănci și care bănci sunt 90% străine, clar că se vor repatria acești bani. Deci, practic, BNR dă bani pentru a merge în Austria, în Franța.
Într-o vreme, asta era în 2008, a încercat să țină cu forța de ei să stea aici și a avut o convenție, dacă vă amintiți, la Viena s-a convenit un acord de stabilitate temporară. Care a fost respectat parțial doar. Care n-a fost respectat pentru că băncile au găsit metode să transfere bani și atunci și sumele erau chiar mai mari decât ar putea fi acum. Dar ce efecte va avea până la urmă această creștere a lichidității, a volumului de bani de care vor dispune băncile în urma reducerii acestor rezerve și a faptului că BNR le va înapoia o parte din banii plasați acolo? Hai, știți cum, băncile sunt cu comportamente diferite. Nu poți să dai o soluție unică pentru toate băncile de comportament. Pentru că unele sunt cu resurse mai puțin atrase decât plasamente. Și atunci pentru ele se vor împrumuta mai ușor de la celelalte bănci la costuri mai joase. Cele care au surplus de plasamente vor avea ușor de pierdut pentru că banii aceia plasați de regulă pe interbancar îi vor plasa la câștig mai jos. Altfel spus, aceste bănci cu disponibilități, cu surplusuri, vor fi sau se încearcă a fi împinse spre piață să crediteze, să se deschidă spre agenții economici, spre populație și să acorde credite. Lucrul ăsta s-ar putea întâmpla, dar sunt câteva premize care fac întâmplarea mai puțin probabilă. Una din ele este că statul român, prin deficitele care le are la nivelul bugetului consolidat, este obligat să se refinanțeze. Și de unde se refinanțează? De la bănci, pentru că acolo se adună disponibilitățile. Ca atare, o parte din banii va lua înapoi statul pe partea cealaltă. Ați văzut, astăzi a fost o emisiune de obligațiuni ale statului, cred că 500 de milioane de euro. I-a luat din bănci. Ca atare, o parte din rezerva care ieri s-a eliberat sau asta s-a eliberat, s-a și dus în altă parte decât în credit. Mai avem, dacă vreți, tendința multor persoane, văzând randamentele slabe din depozitele bancare actuale, să se ducă spre fonduri de investiții, spre piața de capital, spre bursă sau chiar spre conservarea în euro ca să-și creeze, să zicem, o stabilitate a puterii de cumpărare. Da, ne putem aștepta practic ca în paralel cu această reducere a rezervelor minime și injecție de capital în sectorul bancar, în paralel cu scăderea dobânzii de referință a BNR, să avem și o scădere a dobânzilor la depozite, băncile nu vor mai oferi la fel de mult, nu vor mai avea la fel de multă nevoie de banii deponenților? Regula este asta. De fiecare dată când BNR a coborât dobânda de referință, băncile întâi s-au grăbit să reducă dobânda oferită la depozite, pentru că depozitele care le-au deja angajate sunt cu o dobândă înaltă de la vremea la care le-au contractat. Asta înseamnă că întâi ieftinesc plata celui care, sau dau mai puțin la cel care a depus banul în bancă și în pasul 2 își pot permite să ieftinească și creditul. De regulă asta se produce cam după 6-9 luni, pentru că majoritatea depozitelor au o maturitate de 6-9 luni. Da, iată o măsură care până la urmă va avea un impact negativ pentru oamenii de rând, fără cunoștințe legate de instrumente investiționale mai complexe, cum spunea și dumneavoastră, fonduri de investiții, piață de capital. Cei care își depun banii la bancă și speră ca randamentul oferit să-i protejeze măcar de inflație. Este, într-adevăr, o schimbare care produce efecte discordante. La cei, să zicem, mai sofisticați în cunoștințe și care au deja o paletă de plasamente gândită și știu să-și fructifice banii mai bine, dar și să-și asume risc mai mare, e o oportunitate. La ceilalți este o povară. Pentru că și un leu mai slab și o dobândă mai slabă nu pot fi decât o povară. Sigur că aici ne putem gândi și la partea pozitivă pentru cei împrumutați. Cei care sunt împrumutați și care vor avea avantajul ca banca să le reducă dobânda care o au contractată, dacă au astfel de clauză în contract. Cu dobândă variabilă. O dobândă adaptată, adică nu, că se produce din două componente dobânda, din marja variabilă și marja fixă.
Marja variabilă înseamnă roborul, adică fluctuația dobânzii în funcție de dobânda de bază a cea anunțată de Banca Națională. Dacă ea coboară și tendința este de coborâre, chiar dacă banca comercială își păstrează marja pe care a negociat-o cu clientul, pe total cost se poate vedea o ușoară îmbunătățire. De asta înseamnă să fii împrumutat în lei, nu în valută. Exact, în valută oricum dobânda este la un nivel minim și e puțin probabil să mai scadă. Mă refer la dobânda Băncii Centrale Europene, dobânda de referință și dobânda de pe piața bancară europeană. Bine, dar din păcate aici Banca Europeană are o politică sănătoasă și la avantajul clienților împrumutați, dar nu se reflectă și în România. Pentru că în România, nivelul de dobânzi care se practică la euro... E acea marjă fixă despre care vorbeați și care e semnificativă. Și care de regulă este în jur de 4 și chiar peste 4%. Da, vorbeați despre economii mai devreme și despre faptul că e posibil ca o parte dintre cei care reușesc să economisească să-și plaseze economiile în euro. Va pune acest comportament presiune pe cursul monedei europene până la urmă? În clisă, cred că pasul pe care l-a făcut Banca Națională la început de an e de natură să descurajeze ușor această tendință, cel puțin în perioada imediat următoare. Mi se pare scump euro acum să-l cumpăr. Sigur că dacă încep să gândesc într-o perspectivă de 6-9 luni, un an, că paritatea aceasta va fi în defavoarea leului, voi spune, o fac oricum, pentru că e bine să o fac. Dar deocamdată ținta anunțată de BNR nu excede 4,50 ca atare. Ne așteptăm o medie a cursului pe întregul an în sub 4,5. Asta îmi spune că nu e cazul să mă duc să-mi transform la 4,51 lei în euro sau 53, ci că să mai stau și să gândesc cum e mai bine de făcut. Ca atare voi mai sta o lună să văd ce se întâmplă. Asta dacă e să vă dau un răspuns personal. Și care ar fi cauza pentru care, iată, euro a urcat astăzi până la 4,53 aproape? Bun, aici iarăși discutăm de o multitudine de fenomene care pot să se întâmple în piață. E foarte probabil ca anumite plasamente în titluri de stat făcute de investitori străini, deci bani aduși de afară și care sunt vreo 6 miliarde de euro după socoteala și rapoartele pe care le-am văzut în piață, să fie ajuns la scadență. În momentul în care cel care a avut investiție în titluri, știți că am avut și 6 și aproape de 7% dobânda în titluri la lei anul trecut pe vremea aceasta. Un randament bun. Acum la titluri, dacă se ajunge la 3,5 spre 4, e mult. Ca atare, probabil că nu mai merită pentru acel investitor să vină la 3% să investească. Dacă el a luat o decizie să-și ducă banii în altă parte, într-o altă piață, asta înseamnă că trebuie să-i convertească întâi în euro. Și când îi convertește, dacă... Pune presiune pe curs automat. Exact. Pe de altă parte, interesul Băncii Naționale este să nu ducă foarte mult câștig afară un astfel de investitor și atunci îi face jocul invers. Iată, am dat două elemente care formează jocul acestei piețe. Pe de altă parte, nu e exclus ca unii, să zicem, cu miros subțire la evoluțiile pieții să spună vine un an electoral, sunt două runde de alegeri europene, prezidențiale, o să fie o nebunie în România. Ca atare este un risc să asistăm la o stabilitate a cursului predictibilă și ca atare mă hotărăsc astăzi și trec pe euro. Și o să vedem ce-o fi. Pe o altă, să zicem, zonă de fenomene, vedeți, s-au anunțat mai multe bănci că sunt în situația de a-și lichidiza ipoteci. Practic, garanții pe care le-au luat la credit, credite eșuate. O astfel de situație oferă oportunitate pentru cel cu banul lichid disponibil la momentul la care banca sau alt deținător de ipoteci scoate pe piață la vânzare astfel de active. Și atunci tentația de a avea banul pus deoparte pentru momentul în care presimt că vor veni, nu vor avea ce face, le trebuie lichiditate. E o mișcare pe care o fac anticipat.
Și aici mulți avem în piața românească și jucători veniți de afară, dar și jucători locali care anticipă această piață. Și jocul se produce pe NV. Adică... Vorbeați despre un risc al unor fluctuații mai mari ale monedei europene în contextul anului 2014, an electoral. Totuși, dacă ne uităm spre anul 2013, vedem că leul a pierdut cel mai puțin în raport cu euro, respectiv doar o jumătate de procent, în vreme ce zlotul a pierdut 1,9%, forintul 2%. Cum se explică această menținere a leului relativ stabil față de moneda europeană? Pentru că nu ne putem compara nici cu Polonia, nici cu Ungaria ca nivel al economiei. E greu de făcut comparații, pentru că dacă ne întoarcem în urmă cu 5, 6, 7 ani, comportamentele au fost total diferite. Noi am permis o datorare în valută masivă și pentru persoane juridice și pentru persoane fizice, pentru că am ținut în adins dobânda sus la leu. Ținând dobânda sus la leu, lumea s-a împrumutat în valută. Când... Cu atât mai mult cu cât era și tendința de apreciere a leului în acea perioadă. Exact. Și atunci, într-o perioadă, să zicem, în care economic România n-a stat rău în 2013, ca să depreciezi leul însemna o povară imensă pe cei îndatorați în valută. Dacă BNR-ul a făcut un gest, și sper că l-a făcut, în folosul celor împrumutați în valută, s-a văzut în stabilitatea de curs și, dacă vreți, într-o economie care a suportat o stabilitate de curs. Pe de altă parte, ați văzut că exporturile au avut o tendință de creștere și importurile au avut o tendință de diminuare. Asta a ajutat stabilitatea leului și, ca atare, are o explicație tot fenomenul. Ne întrebăm acum dacă va putea să-l țină și dacă mai are interes să-l țină într-o stabilitate în condițiile noi BNR-ul, dar și piața. Da, oricum am vorbit despre economii. Românii nu reușesc să economisească foarte mult. O familie în medie pune deoparte aproximativ 50 de euro pe lună. Și acest lucru probabil renunțând la unele cheltuieli. Ce ne spune acest lucru despre nivelul de trai din România? Bun, am avut o politică de 24 de ani în care am mers pe următoarea judecată. Putem atrage capital străin cu mână de lucru ieftină. Și atunci am păstrat salariile foarte, foarte jos și e adevărat că nici productivitatea nu ne-a ajutat să ducem salariile foarte sus, dar asta s-a răsfrânt asupra stării de, dacă vreți, de sărăcie a oamenilor. Nu este firesc să ai o economie cu oameni săraci, cu economii puține. Pentru că, vedeți, acum când nu ai posibilitatea să te refinanțezi din exterior, vorbesc din băncile comerciale, pentru că statul se mai refinanțează din exterior, ajungi la economiile populației. Ori în momentul în care populația n-are economii, n-ai acel suport financiar să susții cu credite propria economie. Noi, de fapt, trebuie să spunem un adevăr. Economia românească suferă la creditare pentru că economiile populației la global sunt puține și depinzi mereu de un capital extern care îți vine sau nu îți vine și atunci asigur că îi spui investitorului, hai la mine că îți dau maximum de avantaje și forță de muncă ieftină și teren ieftin și energie ieftină. Și poate și un ajutor de stat. Exact, și atunci sigur că în condițiile acestea profitul mare îl duce cel care a venit să investească de afară și nu rămâne în posibilitatea mea de cetățean de a economisi. Un salar mare îmi dă o posibilitate de economisire mai bună, nu neapărat un trai mai bun. Pentru că oamenii sunt și cumpătați, nu sunt numai lacomi. Deci sunt oameni care știu să economisească. Și noi vedem că din salariile acestea slabe, totuși românii, mai ales după criză, economisesc și economisesc cu o trudă nebănuit de adâncă. Da, așa este, acei bani al pentru zile negre. Vă mulțumim mult, domnule Pop, pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii Business Express. Vom vedea în continuare care va fi valoarea garanțiilor acordate pentru programul Prima Casă din acest an, dar și câți turiști chinezi au călătorit în străinătate anul trecut.
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a acordat anul trecut 25.500 de garanții pentru prima casă, valoarea medie a unei finanțări fiind de 37.000 de euro. În acest an, beneficiarii au la dispoziție circa 2 miliarde de lei, din care 740 milioane de lei fonduri neutilizate în 2013. Guvernul a aprobat marți o hotărâre prin care stabilește un plafon de 1,2 miliarde de lei pentru garanțiile care vor fi acordate în acest an pentru programul prima casă, prag similar cu cel din 2013 și permite utilizarea sumelor repartizate anul trecut și care nu au fost consumate. În 2013, beneficiarii programului au preferat achiziționarea locuințelor de două camere în procent de peste 51% în topul județelor la nivel național, menținându-se București, Cluj, Ilfov, Timiș și Constanța. Deficitul comercial a scăzut în primele 11 luni ale anului trecut cu 3,5 miliarde euro la 5,2 miliarde euro, după ce exporturile au avansat cu 9%, iar importurile cu doar 0,4%. Potrivit Institutului Național de Statistică, în primele 11 luni din 2013, exporturile au însumat 45,7 miliarde de euro, iar importurile aproape 51 de miliarde. Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri a ajuns la 32 de miliarde de euro la expediție și de 38,7 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 70,1% din exporturi și 76,1% din importuri. În paralel, valoarea schimburilor extracomunitare de bunuri a fost de 13,6 miliarde de euro la exporturi și 12,2 miliarde de euro la importuri. Comparativ cu luna octombrie, în noiembrie exporturile s-au diminuat cu 3,8%, iar importurile cu 8,1%. 97 de milioane de turiști chinezi au călătorit anul trecut în străinătate, un număr record pentru o clientelă care se confirmă a fi cea mai cheltuitoare din lume. Numărul turiștilor chinezi a crescut cu 14 milioane față de 2012, iar această tendință ar urma să continue, având în vedere perspectivele de creștere puternică a clasei mijlocii din cea de-a doua economie a lumii, a precizat jurnalul China Daily, care citează Administrația Națională a Turismului. China a trecut în 2012 pe primul loc în lume în privința cheltuielilor turiștilor săi în străinătate, cu o sumă totală de 102 miliarde de dolari, potrivit Organizației Mondiale a Turismului. În consecință, mai multe țări europene, precum Marea Britanie, Franța și Germania, au promis să lanseze măsuri pentru facilitarea procedurilor de obținere a vizei de către cetățenii chinezi. Informațiile economice v-au fost oferite de Cosmote. Cu aceste informații punem punct ediției de astăzi a emisiunii Business Express. Ne revedem luni de la aceeași oră, pentru că doar aici banii vorbesc pe înțelesul tuturor. La Cosmote te așteaptă soluții de comunicare complete la standarde internaționale.